Dacă alegi să-ți suspenzi contractul de RCA pe perioada cât e suspendat dreptul de circulație al mașinii sau cât e imobilizată, șoferii vor trebui să predea și plăcuțele de înmatriculare, după cum prevede noul cadru legal al asigurărilor pentru răspundere civilă auto. Ideea de suspendare a contractului nu e nouă, existând și acum, iar cazurile de suspendare sunt aceleași. Condiția predării plăcuțelor este însă nouă, iar nerespectarea ei va atrage amenzi și nu numai. În noua lege care va intra în vigoare pe 12 iulie scrie că în urma suspendării contractului, plăcuțele de înmatriculare, înregistrare trebuie predate obligatoriu autorității care le-a eliberat. În plin sezon de concedii, direcțiile de pașapoarte din țară sunt tot mai aglomerate. Oamenii se plâng că trebuie să aștepte la cel puțin 3 cozi, mai ales dacă au și copii cărora vor să le înnoiască actele. Stăm la coadă la trezorerie, coadă chiar și pentru eliberarea bonului de ordine și apoi la ghișeu. Copiii stau la cozi separate. Dacă trebuie să intri în același timp în care trebuie să intre și copilul, îți pierzi locul la coadă la care stăteai și trebuie să iei apoi iar bon de ordine, a afirmat o persoană care așteptase la coadă timp de 2 ore. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat miercuri sumele de bani alocate aleșilor care nu locuiesc în București sau Ilfov în valoare de 6.525 de lei pe lună. Asta după ce prin noua lege a salarizării indemnizația lunară a fost stabilită la 13.050 de lei pe lună, la care se adaugă și sumele forfetare de 19.575 de lei pe lună. Deputaților și senatorilor care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov, li se acordă lunar pe durata mandatului pe bază de declarație pe propria răspundere care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și respectiv al Senatului pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul București.